Temperaturile caniculare din ultimele zile, în special de astăzi, au dat bătăi de cap oltenilor. Cei mai mulți s-au declarat învinși de gradele din termometre. Cu apă, apă rece, ca să putem să respirăm. Mai bem apă, mai pe la umbră, trebuie să ne descurcăm. Evităm să ieșim în timpul prânzului pe la soare. Destul de greu, pentru că stau aici în fața acestei esplanade, care se încinde. Norocul că mai sunt aceste fântâni și mai umezesc atmosfera, mai stropesc cei cu mașina, dar nu întotdeauna. Efectele caniculei au fost resimțite mai ales de cei care au ieșit din casă după prânz, indiferent de vârstă. Toată lumea care are probleme cardiovasculare, adică hipertensiune și hipotensiune, să se ferească să iasă în timpul zilei între orele 10-17. Din cauza creșterii solicitărilor, Serviciul Județean de Ambulanță Olt, pentru a putea interveni la timp, a decis creșterea numărului de echipaje. În ultimile 24 de ore, serviciul de ambulanță a avut un număr de 150 de solicitări. S-a observat o creștere a numărului de solicitări cu aproximativ 20%. Serviciul de ambulanță Olt este pregătit cu un număr de 22-24 de echipaje pentru a face față caniculei. De la începutul acestui val de căldură, la nivelul județului Olt, nu s-a înregistrat niciun caz de persoană căzută în stradă.